un moto și un cuvânt de bază pentru lecțiunea din seara aceasta. Vă rog deschideți dacă doriți și puteți. Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 13. De la versetul 3 la versetul 9. Matei 13, de la versetul 3 la versetul 9. Domnul Iisus vorbește în pilde și Evanghelia după Matei zice astfel. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din semințe a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au necat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod un grăunte a dat o sută, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Dragii noștri, suntem la lecția despre familia creștină, în ciclul modelul trinitar al familiei. Suntem la partea a doua a acestui ciclu, Partea aceasta, a doua, se ocupă de nevoile soțului, nevoile soției. Accentuează, subliniază și aduce în atenție atât nevoi specifice cât și nevoi comune în relația care trebuie să fie între soț și soție. Și, așa cum a lecția de început, am vorbit despre aceste nevoi sub aspectul unei fundații pe care am pus-o. Deja, începând din seara aceasta, vorbim specific și concret la nevoile care sunt în relația dintre soț și soție. Vom folosi, așadar. O ilustrație simplă și cu cât mai simplă, cu atât mai eficientă, mai puternică, mai de folos. Și ilustrația pe care o vom folosi va fi ilustrația plantei sau, dacă vreți, a florii sau un pom. Nu, nu avem un pom aici, avem cele două ghivece care sunt. La rândul lor, foarte frumoase pentru design, și am fost, așa, în ultimul moment, în căutarea unui, unei flori. Am sperat să fie floarea adevărată, este cea de acolo. Nu, să, nu știu dacă o să puteți să spuneți de la distanță dacă această floare este adevărată sau nu, dar <laughs> ea ilustrează totuși principiul pe care vom folosi. În tradiția ebraică se spune că atunci când împărăteasa din Seba s-a dus la Solomon, i-a pus multe întrebări de prespicacitate, de logică, de înțelepciune, de inteligență. Și Una din întrebări care a spus-o lui Solomon a fost Împărate, am să-ți aduc două flori care sunt perfect identice. N-ai voie să te apropii de ele, n voie să le atingi, n-ai voie să le miroși, n-ai voie să faci niciun fel de, de, de test din acesta empiric. Dar vreau să-mi spui de la distanță care este floarea adevărată și care este floarea artificială. Să vă unul din testele în, în, tradiția ebraică care vorbesc despre întrebările și dilemele puse de către împărăteasa din Seba. Și ce credeți că a făcut Solomon? S-a dus și a deschis geamul. A deschis geamul, a deschis fereastra și a așteptat. Și a venit o albină și s-a pus pe una, a stat puțin și a venit și s-a pus pe cealaltă și acolo a stat mult. Și a zis, asta e, asta e ce reală. eu sunt din județul Sălaj, din m-am născut la Surduc, am crescut la Hida, pastorul nostru și Fratele nostru și prietenul meu, fratele Lazar, a crescut câț, câțiva kilometri foarte aproape de localitatea de unde sunt eu. Deci, ce vreau să spun este că, când mergi în piața din Cluj, există o masă lungă și mare care face reclame la tot felul de legume din Hida. Hida vine de la un cuvânt în limba maghiară un pod peste Almaș, Hidalmaș, pentru că Hida înseamnă pod, pod peste Almaș. Și acolo sunt roșii de Hida, castraveți de Hida, ardei de Hida. Am zis, uite, dintr-o dată localitatea asta a ajuns celebră prin legumele acestea, prin trufandalele acestea de, so de sezon. Și mai apoi... Fratele meu m-a dus și m-a introdus la această familie, familia Bodea, soț-soție, ingineri de specialitate, care au lucrat mulți ani în străinătate, în Franța și prin alte locuri. Și apoi au venit acasă și au făcut niște sere. Niște sere, tot, toată proprietatea lor e plină cu sere, au acolo flori, au acolo tot felul de plante, au acolo tot felul de legume. Și fratele meu m-a dus să văd aceste sere și m-a prezentat la familia aceasta, Bodea. O să vedeți unde ajung cu ilustrația aceasta. Um, sigur că sunt sere moderne, uh, tehnologie de ultimă oră și tot ce trebuie acolo legat de uh, ventilație, de temperatură, de lumină de apă, tot ce trebuie. Dar un lucru neașteptat. Familia aceasta tratează aceste flori și aceste plante ca și cum ar fi vii. Ele sunt vii în felul lor, dar o să vă surprindă. Le pune muzică. Și s-a făcut un studiu științific și s-a demonstrat că la o anumită muzică, nu la orice muzică, dar la o anumită muzică, plantele uh, răspund foarte frumos și cresc mai bine. Și merge dimineața acolo și le salută și vorbește cu ele și zice, dragele mele, iubitele mele, ce mai faceți, cum ați dormit azi noapte? Dacă te uiți la el, zici, mai da, omul ăsta e în toată firea? Sau cum este? Însă, E interesant cum, iată, până și planta în sine, sau floarea, sau orice sămânță pusă în pământ, are nevoie de uh, multe lucruri ca să crească frumos și să crească bine. Uh, și domnul Bode am spunea, zicește, sunt ca și. Are, au copii, au familie frumoasă, dar zicește, sunt ca și copiii mei merge la flori și zice, astea sunt fetițele mele și e surprinzător cum, cum tratează cu ele și cum vorbește cu ele și cum le pune muzică și le dă toate celelalte care sunt necesare. Așa că vom folosi această imagine a florii, imaginea plantei și vom vorbi despre cinci nevoi ale soțului și ale soției. Vom face anumite lucruri pe specific și lucruri de ușoară nuanță și diferență, dar vreau de la bun început să spun că în multe studii de familie și în multe seminarii, conferințe, se bate mult monedă pe o bărbatul are nevoile lui specifice, femeia are nevoile ei specifice, nevoile sunt așa de diferite, ei trebuie să se cunoască bine și să-și cunoască bine nevoile și să răspundă la aceste nevoi. Felul în care ne vom uita noi la aceste cinci nevoi va fi puțin diferit și provocarea pe care vreau să o vă fac este să vă vorbesc despre cinci nevoi care sunt Comune, aceste cinci nevoi le vom găsi și la bărbat și la femeie, și la soț și la soție. Le vom găsi la orice ființă umană, pentru că sunt nevoi cu care așa a creat Dumnezeu ființa umană și, și viața noastră și felul nostru de a fi. Și aceste nevoi sunt, în esență, aceleași. Știți, când Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului, i-a spus așa: să lucreze grădina și să o, să o păzească, să o crotească. Ori familia, iată, în imaginea și în felul cum a, a pictat-o Dumnezeu și cum a descris o Dumnezeu, este tot în forma unei grădini. Acolo sunt plante, acolo sunt flori, acolo sunt pomi de tot felul, care trebuie grijiți, care trebuie. Ocrotiți, care trebuie întreținuți, care trebuie lucrați, și grădina aceasta a familiei trebuie uh, lucrată neapărat. Uh, noi am locuit la Phoenix, Arizona, șapte ani de zile, din 94 până în 2001. Am avut și casa acolo, ne-am cumpărat o, o casă, și apoi, când am plecat la Mizuri, am vândut casa aceea. Și când mergem la Phoenix, din când în când, nu avem nicio intenție să ne mutăm la Phoenix, apropo, dar mergem din când în când acolo, cu diferite ocazii. Nu ne ducem că ne este dor de casă sau nu vrem să trecem pe unde am stat, neapărat, ca și cum ne-ar fi dor. Tot locul acela e pârjolit și e deșert. Dar trecem pe acolo din, dintr-un singur motiv. În proprietatea aceea, în fața casei, eu am plantat un smochin și soția a plantat un nuc. Și mergem să vedem ce ne face, eu mă uit să văd ce-mi face smochinul și soția să uită să vadă cum este nucul pe care l-a plantat ea. Și o să vă surprindă dacă vă spun că de multe ori în consilierea premaritală le spun tinerilor să găsească o posibilitate și în ziua anunții sau mă rog, în ziua, prima zi a familiei, dacă vor, să planteze un pom. La 5 ani aniversare să planteze un pom, la 10 ani aniversare să planteze un pom, din când în când să plate, planteze un pom, să-l să planteze împreună și să spună, ăsta e, e pomul nostru. Îl grijim, îl udăm, îl curățăm, îl. Căutăm cu dragoste, acum nu știu dacă chiar să-i pună muzică sau să vorbească cu el, dar uh, este o ilustrație puternică pe care uh, Domnul Iisus o folosește atunci când spune familia, a fost așezată de Dumnezeu în grădină, în grădina raiului, spunem noi. Și apoi uh, este o carte celebră a lui Pit Popovici, un frate predicator, cunoscut de toți românii și dumnealui i-a dat titlul acestei cărți, Familia este un colț de rai. Deci din raiul acela a mai rămas un colțișor, a mai rămas o bucățică, a mai rămas puțin. Dar, dacă se poate, colțul acela de rai și, și ce mai rămas din raiul acela trebuie să fie în spațiul familiei creștine. Adică o familie credincioasă, o familie care îl are pe Dumnezeu, o familie care îl slujește pe Dumnezeu, o familie care îl onorează pe Dumnezeu în viața ei, acea familie devine un colț de rai, devine o, o, o grădină a Domnului care trebuie la rândul ei îngrijită, ocrotită, păzită, lucrată și toate cele necesare. Deci, începem în seara aceasta să vorbim despre prima nevoie. Și prima nevoie... Uh, Now that is artificial... And you, yeah. Anyway, nu iese. Unele care sunt artificiale ies pur și simplu. Le tragi puțin și ies. O să vorbim despre partea aceasta. Da? De aici și până aici. Adică o să vorbim despre despre solul plantei, despre solul florii, despre solul copacului, acolo unde unde crește sămânța. Domnul Isus folosește această imagine foarte puternică și de, de mare efect când la parabola asemănătorului zice, nu e nicio problemă cu sămânța, nu e nimic greșit, nu e nimic în, în tehnologia asemănării, dar face mare, mare diferență cum este pământul. E o mare diferență dacă această sămânță cade pe drum, e o foarte mare diferență dacă va cădea într-un pământ plin de pietri, un pământ stâncos, o uriașă și enormă diferență va face dacă sămânța cade pe un pământ necurățat, plin de spini și sigur că dintr-o dată rezultatul și succesul se vede chiar și acela pe diferite faze și pe diferite proporții dacă sămânța cade într-un pământ bun, într-un pământ bun. Deci familia în imaginea aceasta a plantei are una din nevoi Ilustrată de către sol. Nevoia aceasta și solul l-am asemănat și o să-l asemănăm aici, în lecția noastră, cu dragostea. Nevoia de dragoste. Nevoia de dragoste. Și nevoia asta o are și soția, o are și soțul, și bărbatul, și femeia. Planta are nevoie de sol. Dacă nu are sol, dacă nu are pământul bun, nu o să crească. Nu se să poată crește. De multe ori ne gândim așa, dragostea aceasta în cămin, în căznicie, trebuie întreținută, așa zicem noi, trebuie grijită. Și așa este. Vreau însă să vă sugerez și altceva. Să vă spun că dacă dragostea aceasta e înțeleasă biblic sub aspectul legământului sfânt al căsătoriei și a dragostei din Dumnezeu, e foarte posibil ca cu toate că tu grijești această dragoste și o ocrotești ca pe o floare, ca pe un pământ bun pe care trebuie să-l întreții și să fie mereu pământul acesta bun și de calitate, dar la rândul ei dragostea aceasta sfântă vă va păzi pe voi și va păzi legământul vostru. Și e un text foarte interesant în Filipeni, capitolul 7, și mai ales felul în care înțelege Sfântul Pavel să pună. Uh, lucrurile aici și spune așa, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și dacă pacea lui Dumnezeu are puterea aceasta de a păzi, mă întreb ce putere are dragostea lui Dumnezeu. În ce privește viața, în ce privește puterea, în ce privește paza, în ce privește întreținerea acestei plante și ca ea să crească bine. Ce o să facem? Ce o să încercăm? Pentru că toată, tot, toată conferința aceasta sau tot seminarul acesta e bazat pe conceptul de trinitate. În seara aceasta o să atingem subiectul intimității și trinitatea acestei intimități. Să vorbim despre dragoste ca despre nevoia de intimitate și o să vorbim despre trinitatea acestei intimități sub aspect fizic, sub aspect sentimental, emoțional și sub aspect spiritual. Deci, intimitatea în familie o să o privim din trei perspective: ca nevoie fizică, ca nevoie sentimentală, emoțională și ca nevoie spirituală. Știu că aveți un pic de emoții la gândul că aș putea spune lucruri care să fie delicate sau um, mai neavenite pentru amvon și pentru context. <coughs> să nu vă îngrijorați, să nu vă speriați, pentru că o să vă spun de la bun început că peste partea de intimitate fizică o să trec foarte rapid. O să trec foarte ușor și nu o să dezvolt. Nu ne permite cadrul, nu ne permite contextul, și probabil într-un alt setting și într-o altă împrejurare să putem vorbi mai specific. Ce am să fac însă, pentru că n-am să neglijez totul, complet aspectul acesta, am să fac niște afirmații care vor avea valoare de. Uh, de sugestie. Și categoria literară cu care am să lucrez se numește eufemism. Eufemismul este o formă de a te exprima când vrei să spui un lucru care nu-l poți spune chiar cum ar fi de spus, dar folosești un cuvânt sau folosești o imagine sau folosești un cuvânt cheie și acel cuvânt sugerează. So, la partea de intimitate fizică, am să folosesc mult uh, această categorie literară, eufemismul, și am să trec rapid, nici timpul nu mă ajută, dar am să trec rapid peste asta și am să stau mai mult pe intimitatea spirituală și pe intimitatea emoțională, sentimentală. Iar la lucrurile de detaliu, când e vorba de intimitatea fizică, sunt enorm de bune și de valoroase cărți creștine pe piața cărții și a celor care iubesc citirea și studiul. Eu n-am să fac decât foarte, foarte subtile și delicate afirmații și dumneavoastră o să pricepeți bine, cei care sunteți căsătoriți, o să pricepeți bine. Aceste eufemisme, aceste afirmații. Ce e bine de știut că aceste trei aspecte ale intimității, fizică, emoțională, spirituală, lucrează împreună. Exact cum am vorbit data trecută, dacă vă amintiți, nu putem ignora la nevoia familiei nevoia spirituală, nevoia emoțională, nevoia fizică, nevoia materială. Nu le putem ignora pe unele în, în detrimentul alteia, pe una în detrimentul alteia. Nu, nu facem uh, un fel de, de, tratare preferențială, să spunem, asta e important. Celelalte nu sunt așa importante, ignoră-le, lasă-le deoparte și o să vezi că se rezolvă totul de la sine. Nu. Sfântul Pavel merge așa de departe și vorbește lui Timotei și spune așa, zice, dacă din punct de vedere material, fizic și nevoile economice, materiale care sunt la nivelul familiei, dacă cineva nu are grijă de ei, săi și de cei din casa lui, a ajuns cum? Mai rău decât un necredincios. Sfântul Pavel spune, sunt oameni necredincioși care se poartă foarte frumos cu cei dragi ai lor și cu soțul, cu soția, cu copii și au grijă de familia lor. Le lipsește sigur altă dimensiune, dar toate aceste dimensiuni sunt foarte importante. Și și aici, la intimitate, intimitatea fizică, intimitatea spirituală, intimitatea emoțională, sunt de maximă importanță toate trei. Vorbind de intimitatea fizică, iată la ce mă voi referi? Foarte pe scurt, bineînțeles. Cum am spus și la lecția trecută, dacă vă amintiți, am vorbit despre acel moment foarte important în istorie, când un doctor a primit premiul Nobel pentru descoperirea unui hormon, testosteronul, și am spus atunci mai pe larg ce se întâmplă și când se întâmplă în viața intrauterină și ce schimbări și ce modificări. și tot din cauza aceasta și din forma aceasta de, de lucru și de um, designul în creația lui Dumnezeu, bărbatul are un uh, reacțiile chimice din mintea lui, din uh, uh, funcțiile lui și... și felul cum se desfășoară ele, bărbatul are un ciclu săptămânal. Ok? So, soțiile și femeile o să priceapă bine ce spun eu acum. Și adică săptămânal în mintea lui ceva se, se reciclează, ceva se reaprinde, ceva în ce privește reacțiile chimice, și testosteronul, și nevoile, și uh, dorința de uh, împlinire și de satisfacție. Deci, uh, e bine de știut lucrul ăsta. La fel cum în uh, ființa femeii, în, corp în corpul femeii, Dumnezeu a gândit uh, această reașezare uh, și curățire într-un alt ciclu, într-un ciclu lunar. Da, e simplu și organismul ei are acest proces de eliberare și de curățire în alt fel din punct de vedere biologic și fiziologic. E bine însă de știut și aici o să îi fac atenți pe bărbați puțin că aceste lucruri au și o componentă, ele sunt biologice, fiziologice, pământești, telurice, dacă vreți. Dar au o componentă emoțională, au o componentă spirituală. Da? Și acum bărbații știu ce vreau eu să spun, când femeia are perioada aceea, și are vremea aceea delicată de, de, de modificări și de curățire și și emoțional starea ei este foarte specială. Deci are o conotație și o dimensiune și o valoare emoțională și spirituală acest ciclu care se produce la bărbat săptămânal și la femeie lunar. Când vorbim despre stimuli, și aici e vorba deci de intimitatea fizică, când vorbim despre stimuli, poarta principală pentru bărbați este poarta ochilor. E bine pentru surori să știe asta. Iar când vorbim despre femei, poarta principală a stimulilor este poarta auzului. E foarte important pentru soț și pentru bărbat să știe că dacă vrea să aibă un foarte frumos moment romantic, el trebuie să pregătească acest moment romantic și să se transforme într-un poet. Și femeia e foarte sensibilă la cuvintele frumoase, dar reale, sincere, adică pentru că femeia aia simte de la distanță dacă tu ești fals, dacă tu ești nu mai dorești să-ți rezolvi problemele tale săptămânale, așa? Nu, trebuie să, să ții cont că dimensiunea aceasta e foarte importantă și dacă vreți, am să spun ceva, tot, tot sub aspect de eufemism, am să spun așa. Uh, cel mai puternic organ sexual al omului este creierul. Este creierul. Nu este altceva. Poate v-ați gândit până acum sau vă gândiți altfel. Nu. Totul se întâmplă aici, la nivelul reacțiilor din creier. Și dacă vrei într-adevăr să obții o intimitate frumoasă, spirituală, sentimentală, fizică, ține cont de aceste lucruri și dă-le importanța cuvenită. Deci, la bărbat, stimulii sunt, în principal, intră pe poarta ochilor și a imaginilor la femeie pe poarta auzului. De altă parte, bărbatul funcționează interesant. El funcționează ca un aparat de microunde. Da? Apeși pe niște butoane, îl programezi într-un anumit fel și știi exact ce se va întâmpla. La femeie este total diferit. Total diferit. Nu poți să, să zici, well, um, um, îți dau 5 minute și trebuie să funcționezi exact cum vreau eu. Nu imaginea, eufemismul care îl folosim pentru femeie, o să zicem ceva ca un fel de uh, trebuie să pui la încălzit, trebuie să aștept să se încălzească, după aceea trebuie să aștept să se răcească, sau ca și un fier de călcat, nu îl bagi în priză, nu, nu poți să-l folosești imediat, nu? Poți să încerci, dar nu are rost. Trebuie să aștept să se încingă. După ce s-a încins, nu iei fierul de călcat, să-l bagi în closet, că ți-a foc casa. Da, trebuie să aștepți. Și să, adică, ce înseamnă să aștepți? Nu pasiv, nu aștepți pasiv. Aștepți în partea de romanță, în partea de, de componentă spirituală și emoțională, nu numai fizică. Deci, asta aș vrea să să gândiți sau să gândim integralist, să gândim uh, în, în, în concepte mari, să gândim în întreguri. Nu ca și cum, gata, asta eu am o nevoie. Rezolvăm nevoia și uh, îți promit că câteva zile funcționez normal. Nu e așa simplu. Mi-ar mi părea, uh, mi-ar fi mai ușor să spun, da, uite, apasă, asta uh, apasă uh, codul ăsta, and push enter and it's going to work. No, it's not like that. Ființa umană, creierul uman, uh, trupul acesta creat de Dumnezeu a fost creat cu componenta spirituală, cu componenta intimității emoționale și cea fizice. Ori toate acestea lucrează împreună spre încununare, spre împlinire. Da? Deci fie că e vorba că dorești intimitatea spirituală, nu o obții ignorând celelalte două. Dorești emoți intimitatea emoțională, sentimentală, cu soția ta, cu soțul tău, nu o să o obții ignorând celelalte două. Dorești intimitatea fizică, nu o să obții, garantat nu o să obții, dacă le ignori pe celelalte două. Ele lucrează frumos împreună, ele merg împreună, sunt de aceeași valoare, de aceeași calitate, de aceeași importanță. <coughs> dacă vreți să, când am spus, bărbatul este, femeia este ca un fier de călcat, îl pui în priză, aștepți, Uh, și apoi iarăși aștepți până, până uh, se răcește, până își revine la temperatura dinainte. Uh, bărbatul, pe de altă parte, surorile trebuie să știe, soțiile trebuie să știe, bărbatul este ca un întrerupător. On and off. It's just on, it's just on. Boom. Simple. And then it's off. Și She dacă bărbații nu sunt atenți, le ia foc casa. Pentru că ei iau fierul și îl pun în closet. Și fierul e încins. And then the next day, and then the next week, something is not working. Say, well, nu m-am purtat eu frumos. Ba, te-ai purtat frumos, dar n-ai înțeles că aceste lucruri lucrează împreună. Că nu este vorba numai de nevoia ta fizică, ci este nevoie și de, este vorba și de componenta spirituală și de cea emoțională și că acestea lucrează frumos împreună, se împletesc împreună. Stimulii lui fizici acționează și reacționează foarte rapid, dar aceste reacții sunt mai mult parțiale, iar la femeie acești stimuli sunt mai degrabă emoționali, și la ea reacțiile sunt uh, integraliste sau uh, de integrare. Ca să vă spun un alt eufemism, este că este ca un gem. La bărbat este pe sertare. El pune un label pe sertarul ăla și zice, aici îmi țin sculele de grădină și aici totdeauna le găsesc sculele de grădină, aici sunt sculele de de auto, aici sunt sculele de electrică și eu am label și în fiecare sertar el știe exact ce este. Și totdeauna se așteaptă ca în acel sertar să găsească exact ce a pus. Așa funcționează el pe, pe, pe compartimente, pe sertare, pe, pe concepte. Foarte logic. La femeie este totul integrat, totul emoțional. Este ca un gem. Este ca un gem. Nu poți să să spui, oh, ce simplu este gemul ăsta. Aici e capătul, aici începe, aici se termină. Uneori, mai ales când e vorba de un game foarte înclăcit, o să-ți dai, să dai seama că s-au produs acolo foarte multe damage și foarte greu este să, să tragi de fir și în loc să se desfacă, se strânge. Da? Zice, ăsta e capătul, l-am -am găsit. Și nu numai vezi că nu-i capătul, că de fapt se complică lucrurile. Să ziceți, dar cum, de data trecută, trecută i-am adus flori și ea a fost happy și gata, acum eu știu că i-aduc flori și ea trebuie să fie totdeauna happy. Așa gândim noi. E foarte importantă, dragii mei, această, această ordine și e foarte importantă această trinitate și înțelegerea acestor valori spirituale, emoționale, fizice. Să vorbim puțin despre intimitatea spirituală. Deci, cam atât. O să mai ajungem la un eufemism imediat, pentru că aici e un subiect foarte delicat. Vă previn s-ar putea nici să nu mai reușim să acoperim pe cea emoțională, că mă tot uit, ceasul ăla nu e emoțional deloc, nu e sentimental deloc, el are ritmul lui se duce așa. Bun, Genesa 4 cu 1. Adam s-a împreunat cu nevasta lui, în alte texte și în alte traduceri spune a cunoscut-o, și foarte interesant, textul termenul în ebraică este exact același termen pe care îl folosește profetul Ieremia 16 cu 21, a cunoaște pe Domnul. De aceea v-am prevenit că să nu vă grăbiți, că atunci când vorbim despre Intimitatea fizică e o listă de lucruri care le înveți, niște tehnici, niște lucruri le pui în practică și ai rezolvat problema. Nu o rezolvi. Nu se rezolvă așa. Absolut orice are dimensiune spirituală, emoțională și, și fizică sub raportul relației între soț și soție. Um... Salmul 16 cu 11, îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, desfătări veșnice sunt în dreapta ta. Cât de bun este Domnul, Psalmul 34 cu 8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Deci a cunoaște pe Domnul implică aceste trăiri emoționale, această bucurie, această desfătare, această gustare, această experiență, această împlinire, în care sunt angajate sub toate aspectele nevoile și, și întregul complex al ființei umane, cu tot aspectul și cu tot, toată partea ei fizică, ființa umană, cu cea emoțională, cu cea spirituală. Dar un text mai puternic este Isaia 62 cu 5. Și aici o să vedeți ce tare este textul ăsta. Este tare de tot. Și este acolo în scriptură și îl vi-l prezint. Nu vi-l desfac, decât vi-l prezint și e simplu, o să-l vedeți. Zice, cum se unește un tânăr cu o fecioară, asta e vorba de Noaptea Nunții, da? Eufemism, dacă vreți. Așa se vor uni fii cu tine și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Observați aici e vorba de acea intimitate cu Dumnezeu în care e angajată ființa umană în întregime. Cu partea fizică, cu partea emoțională, cu partea spirituală. Genesa 2 cu 24, un text foarte bătătorit la nunți. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, eufemism apropo, a se lipi de nevasta sa, dar înțelegeți despre ce lipire, despre ce sud sudură este vorba. <coughs> și e iarăși de mare valoare termenul ebraic, ecad, este termenul ebraic, ecad. Și acest termen ebraic înseamnă lipire prin sudură sau lipire la temperatură înaltă, adică Materialul soției se topește, materialul bărbatului se topește fizic, emoțional, spiritual, tot materialul ființei lui trebuie să ajungă la o asemenea temperatură, dacă vreți, spirituală, emoțională și abia târziu undeva și fizică, nu vă gândiți că se rezolvă totul fizic. Și în această topire, în această temperatură, în această prelucrare, în această transformare, se produce uh, unirea, se produce sudura, e un aliaj care se obține prin topirea celor două materiale, celor două metale. Deci, asta e imaginea pe care o folosește textul de aici. Ei vor fi aduși la o temperatură spirituală, emoțională și viața va avea grijă să-i aducă acolo. Îi zdrobește, îi prelucrează, îi, îi, îi bagă în pietrele de moară, îi, are grijă viața. Dumneavoastră să știți bine ce spun eu acum, nu e timp de dezvoltat, dar uh, nicăieri în familie nu-ți dă, Domnul, șanse mai mari să te pocăiești decât acolo să spui I'm sorry, să spui n-am vegheat, să spui vreau să te iubesc, vreau să te iert, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu ca Domnul, vreau să reprezint pe Dumnezeu în casa mea, vreau să aduc viața adevărată în familia mea, că dacă nu vreau în familia mea, atunci unde vreau? Unde vreau? Și unde, unde se mai poate? Acolo se poate, pentru că acolo e va lăsa, toți, e, toți sunt cu, cu asta că, au oh, gata, lasă, lasă, pe maică te lasă pe taică, te-o gata, am terminat cu ei, îi punem deoparte. E, și e foarte recomandat, foarte bine ca cei doi să stea separat, să să existe, să se taie e, cordonul umbilical, știți? Cu sfaturile sunt bune și sunt la locul lor, dar noua familie stă separat. acum când stă separat, acolo, acolo e procesul, acolo e laboratorul, acolo acolo e temperatura unde e cadul unde, unde lipirea, unde topirea are loc. Și toată viața Dumnezeu are grijă să, să lucreze la asta. Și e foarte important să înțelegem acest concept. Când vorbim despre intimitatea spirituală, e bine de știut că ar trebui să ne întoarcem la o teologie biblică în ce privește trupul și că identitatea noastră cu ADN-ul nostru, cu datele noastre care sunt unice, spuneam și data trecută, în sala asta, aici, nu este nicio copie. Adică tot ce este în sala asta, aici, în sala asta, toți absolut, suntem original. Și nici nu va mai fi. Nu va mai fi un alt trup ca al tău, nu va mai fi o altă ființă ca a ta, este în... Datele tale, de, 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 datele tale genetice, în ADN-ul tău, în, în, în felul în care este amprenta ta, în felul în care sunt ochii tăi, în felul în care este vocea ta și timbrul tău și multe, multe elemente. Absolut nu este nicio copie aici. N-a fost înainte de tine altul așa și niciodată nu va fi după tine altul așa. Tu ești unic. Și fiecare din noi suntem unicate, suntem, suntem originale, suntem foarte, foarte speciali în, în economia lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, ar fi bine să ne întoarcem la o teologie biblică în ce privește trupul. Pentru că foarte greșit înțelegem că trupul acesta îi aparține lui Dumnezeu, aparține. Lui Hristos aparține soției sau aparține soțului, aparține unei cauze absolut sfinte uh, glorioase și tare mult ne-ar ajuta dacă am pricepe această, această noțiune. Și uh, iată ce ne ajută în această înțelegere. Când privim. În Vechiul Testament, în special, de exemplu, experiența lui Israel cu idolii. O să vă surprinde că Dumnezeu definește și are un eufemism acolo. Dumnezeu, știți cum numește idolatria asta? Știți cum îi spune? Curvie spirituală. Adică, a te închina idolilor, a te închina lui Bal și a Astartei, are. Un component spiritual are un component emoțional, nu are numai o chestiune de, de gimnastică. Te-ai dus acolo, ai dus o ofrandă, ai făcut o plecăciune și asta e tot. Ca și cum mai spune pe partea cealaltă, și avem uh, textul pe care îl folosește uh, Sfântul Pavel și zice cine se atinge și cine se lipește, eufemism, da? Asta e eufemism. Cine se lipește de o curvă, spune Sfântul Pavel, îi spune bărbatului că e vorba de bărbați aici, zice se face una cu ea. Și Dumnezeu spune: când mergeți la Bal, și când mergeți la Astartea, și când mergeți la idolii din lumea asta, ceva se întâmplă cu inima voastră, ceva se întâmplă cu mintea voastră, ceva se întâmplă cu, cu componenta voastră spirituală, emoțională, fizică, absolut totul este afectat, totul este, este uh, otrăvit, totul este uh, dereglat, dacă vreți. E, e foarte important lucrul acesta. Să nu mai vorbim, Astartea, de exemplu, era un, un idol uh, cu precădere pe partea... Uh, stimulării sexualității și folosea păcatul uh, curviei și păcatul destrăbălării ca pe o orgie religioasă. Și folosind imaginea aceasta, uh, Sfântul Pavel spune voi nu vă dați seama ce implicație are să te atingi. eu eufemism. Nu e vorba că intri într-un într Autobuz plin cu oameni și spui: Am sorry, dar eu voie să trec. Și e lume multă și te pune la, la colț sau te, te atinge. Nu, e, e eufemism aici, dar înțelegeți despre ce atingere e vorba. E vorba de acea relație păcătoasă. Și Pavel folosește eufemismul, el nu intră în detalii. El spune: Te-ai lipit, te-ai atins și totul e dereglat, totul s-a afectat emoțional, spiritual, fizic. Este, Ești, ești e, damaged. Ești foarte, foarte, foarte damaged. Și vă aduceți bine aminte că Dumnezeu, ca un Dumnezeu gelos, s-a luptat foarte mult cu problema asta. Și uh, Israel a fost scos din Egipt, și vreo 40 de ani a durat traversarea pustiului, dar uh, a durat foarte, foarte mult ca Egiptul să fie scos din inima lor. Sau a intrat în Canaan și imediat a fost afectat de idolatrie. Și Dumnezeu a zis, eu sunt un Dumnezeu gelos, eu nu pot să împart. Este exact ca și cum soțul nu poate să împartă patul cu o altă femeie decât cu soția lui. Soția nu poate să împartă patul cu alt bărbat decât cu bărbatul ei. Și Dumnezeu spune, eu nu pot să, să am intimitate spirituală cu, cu voi dacă voi aveți... Idolatrie și închinare și, și, atingere demonică, idolatră, păcătoasă, destrăbălarea curvii aceasta spirituală. Voi nu vă dați seama ce mult vă afectează. Și abia, abia în, în, robia babiloniană se pare că Israel a fost vindecat de, de idolatria aceasta și o problemă foarte serioasă. Aceeași închinare astarteică sau sub aspectul tehnologiei sau al lumii moderne de astăzi, aceeași închinare idolatră o face astăzi pornografia. În pornografie are loc această închinare și are loc această destrăbălare sexuală și acest păcat al trupului, al minții și a afectat omul și spiritual, și emoțional, și fizic. E teribil de, de grav acest lucru, pentru că pornografia îți promite o intimitate, dar de fapt e fals, că tu nu, ai, nu poți să ai nicio intimitate cu acea imagine. Și apoi, după ce te-ai murdărit mental și te-ai murdărit spiritual și te-ai murdărit la toate nivelele, spiritual, emoțional, fizic, Ești afectat, ești murdărit, după aceea diavolul spune uh, continuă în căutare, continuă în, în murdărie, continuă în, în destrăbălare și creează dependența, creează acel addiction. Și uh, e ciudat că ți se pare că închizi ușa, închizi biroul, ești tu cu internetul tău, uh, ai accountul tău secret, ai codurile tale, intri acolo și dai drumul la mizerii. Nu este deloc așa. Pentru că, în primul rând, ce se întâmplă și este foarte grav, este că această minciună este teribilă și, și, gravă. Nu poți să ai comuniune, nu ai comuniune, nu ai... nevoia ta este de intimitate. Nu poți să ai intimitate cu acele imagini, cu acele scene, și chiar dacă te duce să te lipești, să mă înțelegeți eufemistic vorbind, să te lipești de o curvă, tot nu ai intimitate. Pentru că intimitatea presupune comuniune, presupune legământ sfânt, presupune responsabilitate, ori tocmai asta îți oferă pornografia. Intră acolo, închide-te, murdărește-te, după aceea nimeni nu știe și îți rezolvi problema simplu, îți rezolvi problema simplu, n-ai nicio responsabilitate. Ești ca un copil handicapat care nu poate, nu se poate controla. Nu-și asumă responsabilitatea. Și mai grav, te prinde și nu te mai lasă. Creează dependență. Chimic, în creier, se produc niște reacții care creează dependență. Asta este la alcool, asta este la drog, asta este la tutun, asta este la pornografie, asta este la orice falsitate, pentru că asta este o ofertă falsă, de a-ți rezolva o problemă. Dar du-te și scufundă-te în alcool și uiți de necaz, uiți de suferință, uiți de mizeriile care ai acasă, Da, după ce te scoli, spune Scriptura, mai vreau vin, mai vreau. Nu spune, ești rezolvat, a rezolvat problema, te-ai descărcat, te-ai eliberat. Ai tras linie, nu, nu tragi niciodată linie. Eventual știți ce vrea diavolul să pună un ștreang și să-ți să, să spună capăt. eu Ioan 10 cu 10, nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Așa veți ști că este vorba de un idol, că este vorba de o dependență, că e vorba de alcool, că e vorba de pornografie, că e vorba de minciună, că e vorba de kleptomanie, de nu știu ce... Lucru care creează dependență, pentru că oferă falsa idee că poți să te satisfaci și ești OK. Fără responsabilitate, fără legământ, fără comuniune, fără adevărata intimitate. Adevărata intimitate fizică, emoțională, spirituală, înseamnă legământ. Legământ sfânt legământ de dragoste, legământ de să fii accountable, să fii responsabil, să fii sincer, să fii veghetor, să fii foarte, foarte atent la toate lucrurile și în momentul când te aruncă în partea de addiction, în partea de dependență, ai terminat cu intimitatea. Mai grav, mai grav, ca să înțelegeți dimensiunea spirituală. Pavel, de fapt, ce imagine creează? zice, cine se lipește de o curvă, îi spune bărbatul, ai grijă, te faci una cu ea. După aceea te duci și te pui în pat cu soția ta. Spiritual, emoțional și fizic, barierele sunt rupte, totul e praf, totul e spart. Spiritual, în patul acela mai e o persoană. Nu știu dacă mă înțelegeți. Chiar dacă fizic nu e prezentă acea persoană cu care tu te-ai murdărit, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, dacă tu crezi că te duci și îți rezolvi o, o, o nevoie, o, o nebunie, și apoi te duci în familie și te duci în, în relația ta de cămin și de soț, soție, și uh, cauți intimitatea în, în relația ta, în căminul tău, nu mai obții. Nu mai obții, pentru că dimensiunea e și spirituală, și emoțională, și fizică. Nu se mai poate... Reveni decât prin pocăință, decât prin Hristos, decât prin mărturisire, decât prin tratament, dacă vreți. Și aici se vorbește serios de, de addiction și de dependență. Oricum, Pavel atrage atenția bărbaților că păcatul acesta face un transfer spiritual. Și că nu să nu-și imagineze nimeni că te duci și faci un shower și ești ok sau te ștergi la gură și nu s-a întâmplat nimic. Ca și cum te-ai spălat pe dinți, nimeni nu mai simte. E o mentă și ești ok. Nu. No. Ești afectat spiritual, ești afectat emoțional, ești afectat fizic. Legamentul s-a rupt, nu mai este nicio șansă decât pocăința, decât Hristos, decât mărturisire, decât accountability, decât întâlniri serioase de, de reevaluare și de de consiliere și de, de reparare. Implicații sunt teribil de, de, de grave. 1 Corinteni 6, 15, 18 Voi lua eu, spune Pavel, voi lua eu, voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum! Adică, Pavel spune, e un transfer, e o atingere, afectează teribil ai grijă, păzește-te de asta. E 8 și 35. Acum ar trebui să vorbim despre intimitatea sentimentală. Aș reuși asta în 10 minute, dacă tot așa, în fuga calului, bineînțeles, Să putem lăsa pentru data viitoare. Ce ziceți? I know, sunteți, uh, now you're, you're heavy. Știu că ce v-am spus, de fapt, așa am și vrut să vă dea și să ne dea serios de gândit. Și să ne dea serios de gândit că nu ne putem juca deloc cu păcatul. Că intimitatea are această dimensiune spirituală, emoțională și fizică. Și că ele nu lucrează una fără alta. Și că orice atingere cu păcatul, și orice atingere cu mizeria și cu moartea, distruge familia și distruge căminul. Și de aceea nu mai este o relație sinceră, o relație profundă, o relație frumoasă, o relație sănătoasă, o relație de încredere, de bucurie, de liniște, de, de pace, de, de siguranță. Pentru că sunt foarte multe lucruri ascunse acolo, mascate. A m-am uitat, am văzut, m-am murdărit, dar nu știe nimeni, nu. Acopăr, mă duc, m mă, bag undeva și plâng și poate Domnul mă iartă. Mâine încep și mă duc înapoi sau peste o săptămână, săptămână alt, nu? Sau so whatever. E foarte serios. Ca să poată avea loc acea intimitate, acel sol cel pământ bun ca să poată crește planta acea dragoste curată și, și sinceră atunci trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea mintea noastră vrea trupul nostru vrea sentimentele noastre vrea tot să-i aparțină lui și să aparțină legământului sfânt de căsătorie complet și atunci se poate. Nu se poate peste noapte, nu se poate dintr-o dată dar se lucrează la ecad, se lucrează la topire, la, 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 la lipire, la, la unitate. Se lucrează, ani de zile se lucrează, nu e așa ușor și simplu, vrea noi să credem că e așa. Mai mergem 10 minute sau mai putem să așteptăm. Și asta e o soluție noi. Um, să încerc să mă grăbesc puțin. La intimitatea sentimentală e foarte important pentru bărbat să știe că nevoia femeii este de a fi iubită, de a fi apreciată, de a fi protejată, nevoia de afecțiune. Spuneam și cu altă ocazie și spun mereu în contextul acestor subiecte, cel mai grav lucru și cea mai mare pedeapsă pe care un bărbat, un soț, e vorba aici de soț, soție, așa vorbim, nu vorbim altfel, uh, cel mai grav lucru pe care îl poți face și cea mai mare greșeală este uh, să o, să o înfometezi emoțional pe soția ta. To starve her emotionally. În studiile care s-au făcut, se spune că soția are nevoie de o atingere emoțională, sentimentală, afectuoasă, aproximativ 10-12 atingeri pe zi. Și atunci, unii mai în glumă, mai în serios, merg și spun așa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gata. Ești ok acum. Nu, no, nu ești ok. Nu ești ok. E vorba de. A fi tandru, de a fi sensibil, de a fi delicat, de a fi, de a fi ce te-a creat Dumnezeu să fii. Pentru că la fel ai și tu nevoie. Să știți că și bărbatul are exact aceeași nevoie sentimentală. Însă că domeniul unde el suferă și unde este vanitatea lui cel mai tare rănită, este la compartimentul de respect. O, oh, momentul când nu-i mai arăți respect este cea mai mare pedeapsă pe care o poți da bărbatului tău. Când i-ai spus, nu ești bun de nimic, ești așa, ești ca maică-ta, ești ca taică-ta, ești, I, I don't respect you. E mai grav decât dacă îi spui, I don't love you. Pentru că el înțelege că nu-l mai iubești în momentul când nu-l mai respecti. Există o carte pe care vă recomand, este și în românește, este și în engleză, The five languages of love, cele cinci limbaje ale iubirii ale dragostei, Gary Chapman. Și acolo se vorbește foarte frumos despre limbajele iubirii. Adică fiecare din noi avem un anume limbaj principal. Toate sunt de folos și toate le folosim. Numai că unul sau două sunt principale. Adică pentru o anume soție sau pentru un anumit soț. A simți iubirea, a simți dragostea e în forma cuvintelor. Oh, dacă știi să fii tandru, dacă știi să fii poet, dacă știi să folosești cuvinte frumoase, dacă știi să fii nobil, dacă știi să fii fin și elegant, acea soție este, este cucerită și ea simte limbajul dragostei pe calea aceea, pe limbajul acela. Pentru altele sau pentru alții e, lasă să spăl eu vasele, tu te-ai chinuit destul cu mâncarea, am avut musafir toată săptămâna, deja a să spui, I love you, oh, I love you, I miss you, let me kiss you, ja, ea e toată transpirată, ea e toată udă, ea e toată murdară, ea e toată obosită, distrusă, cu, cu chiuveta plină de vase. Dacă spui, hey, you know, let me do this for you. Știu că pentru unii bărbații, la like, what? Speli vasele? Te cobori la nivelul ăla? Nu, nu, te înalți. Te înalți la nevoia asta de a, de a fi și de a comunica, pentru că nevoia e, e, e sentimentală, e emoțională și asta e limbajul pentru sau un cadou sau, mă rog. Deci e important să. Um, să înțelegem lucrurile acestea. N-am să intru în detalii, dar vă încurajez, vă recomand și faceți rost de, de cartea lui Gary Chapman și citiți-o împreună cu soțul dumneavoastră sau cu soția dumneavoastră um, și vedeți că această nevoie sentimentală există și trebuie adresată. It's like an emotional tank. Dacă acul ajunge pe roșu, tu zici, mașina asta mai merge 30 de mile. După aceea, ajung la pana prostului. Adică, rămân pe freeway fără gaz. Exact așa este și emoțional conceput ființa umană. Are un tank emoțional care, dacă nu pui în el, este ca într-un account de bancă. Merge negativ. Nu poți numai să tot iei. Trebuie să pui. Trebuie să depozitezi, trebuie să, să exprimi, trebuie să arăți. Cineva spunea, dragă, ți-am spus, acum 25 de ani te iubesc la căsătorie și nu m-am schimbat. Dacă mă schimb, o să te anunț. Nu. No. Trebuie să întreții floarea asta. Floarea asta nu crește fără solul dragostei. Nu? Așa a zis când a venit vieru și a spus, n-a adus rod, ce facem? Pael. Și... Grădinarul a spus: Știi ce? I-a spus stăpânului: Nu-l tăia. Am să lucrez la rădăcină, am să-i pun acolo solul, am să îmbunătățesc solul, am să fac ceva, am să-l să afânez, am să, am, am să lucrez acolo la, la capitolul acesta al iubirii și poate va aduce rod. Dacă nu aduce rod, este pentru că nevoia aceasta a dragostei, nevoia aceasta a intimității nu este adresată. Dacă nu este adresată, să nu vă așteptați la nimic bun. Să vă așteptați numai la probleme, la necazuri, la accidente, la stres, la tensiune și așa mai departe. Noi avem în limba română vorba aceea pe care o știm cu toții, că românul s-a născut poet. Și când suntem îndrăgostiți sau când ne-am îndrăgostit, toți am scris versuri și am devenit poeți. Mai reușite sau mai puțin reușite, poezile noastre au fost cum au fost și le-am adresat uh, iubitei noastre sau iubitului nostru. Am fost astăzi cu fratele Lazar la sora Lidia la spital, în Riverside. Cunosc foarte bine această familie, Farcaș. De fapt, sora Lydia a făcut, uh, uh, a făcut <coughs> diabetul pe acest fond de stres, pentru că părinții ei nu i-au dat voie să discute cu fratele Nelu și a trecut prin foarte multă suferință. Dar când fratele Nelu s-a dus în, în, armată, sora Lidia i-a scris în fiecare zi o scrisoare. În fiecare zi o scrisoare. Când au plecat din țară, securitatea le-a confiscat. I-am spus, voi puteați publica vreo 400, nu știu cât, de scrisoare. Și Nelu e acolo și stă zi și noapte cu ea în spital și uh, dragostea lor, am urmărit-o de-a lungul anilor și am văzut ce, ce mult și ce frumos este când, când devii poet, când devii sensibil, când, când înțelegi nevoia aceasta sentimentală. De fapt, Adam, în textul ebraic, uh, cuvântul lui are exact ritmul, simetria și, și forma unui poem. Iată, în sfârșit, pe cea care este, os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie. E exact uh, formatul unui poem. Practic, în momentul când Eva a fost adusă în fața lui Adam, Adam a devenit poet. A fost inspirat, a scris cel mai mare poem al omenirii. Frumos. N-a fost nici Homer, n-a fost nici Shakespeare, n-a fost nici Eminescu, a fost acest Adam în fața creației lui Dumnezeu și a creaturii lui Dumnezeu. Să e important să știm aceste lucruri și să fim sensibili la asta. O zice, nu, săracul ăsta meu zice, e așa, mai bolovan, așa e el, zice, așa e. Da, o fie el așa, dar dragostea. Dragostea îl transformă și îl face și pe el sensibil. Nu trebuie să faci în public, nu trebuie să faci de ochii altora. E acel moment foarte frumos și intim din cântarea cântărilor 7 cu 10, când spune Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Această foarte frumoasă um, sinteză a apartenenței și a exprimării dorinței. Um, un ultim cuvânt despre dragostea agape. Am spus asta și la conferința care tocmai am avut-o câteva săptămâni în urmă. La dragostea agape, adică dragostea divină, dragostea lui Dumnezeu, dragostea care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, dragostea care se manifestă ca roada Duhului Sfânt, Galaten 5 cu 20-22 și toate cele E important totuși să știm și să facem o mare distinție, și anume, nu putem să iubim în locul lui Dumnezeu, dar putem să iubim ca Dumnezeu. Vă rog să rețineți asta, să vă fixați conceptul acesta. Nu putem să iubim în locul lui Dumnezeu, adică dragostea perfectă, dragostea desăvârșită o arată față de noi numai Hristos. Numai Dumnezeu, aceea este dragostea agape. <coughs> nu poți merge la bărbat și la femeie să spui I want you to play God for me. Să mă iubești ca Dumnezeu. Noi învățăm de la Hristos. Cum spune Toma de Kempis, un filozof creștin și un călugăr german la 1300 și ceva, el zice, are o carte celebră, Imitatio Christi, să limiți pe Hristos. Noi învățăm să iubim ca El, să iertăm ca El, să ne jerfim ca El, dar în locul lui Dumnezeu nu putem să iubim. Așa că sursa noastră, rădăcina noastră esențială e în Hristos, e în Dumnezeu. Și dacă cumva treci printr-un dry season in your life și soțul tău sau soția ta nu-ți mai arată dragostea, tu nu-ți pierzi mințile, pentru că tu ești ancorat în Hristos și agapele dumnezeiesc îl primești de la Hristos. Acum, ca soț creștin, ca soție creștină, înveți de la Hristos să iubești ca El, să ierți ca El, să te jerfești ca El. De multe ori tinerii vin și spun, da, frate păstor, când e cel mai bine să mă căsătoresc? Când e cel mai pocăit? când ești gata să mori. Mă să aminte de textul acela interesant în, în, noaptea în care a fost vândut și Petru și ucenicii, zice Matei 26 cu 35, chiar dacă ar, fi, dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Și Domnul Iisus a zis, mai copii, i-a spus lui Petru, tu noaptea asta te vei lepăda de mine de trei ori? și voi toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și ei, nu, 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 că mergem până la moarte, mergem până la moarte. Și eu pe câte unii zice, așa de mult o iubesc, frate, așa de mult o iubesc, zice, sunt gata să mor pentru ea. Really? Dar cum ar fi, sau sunt gata să mor pentru Domnul, așa de mult îl iubesc pe Domnul, sunt gata să mor pentru Domnul. Cum ar fi, dacă îl iubești așa mult pe Domnul, să trăiești numai pentru Domnul? Ce ziceți? Cum ar fi? Nu să mergi să faci declarații din astea bombastice și extraordinare. Wow, ce mult te iubesc, e gata să mor pentru tine. Really? So just don't die, please. Just live just for me. Poți să trăiești numai pentru ea? Poți să trăiești numai pentru el? În legământul căsniciei, în legământul familiei, în legământul sfânt al iubirii, asta se întâmplă. De fapt, în ziua aceea spun, din acest moment, spun înaintea lui Dumnezeu că inima mea și dragostea mea nu se va îndepta spre nimeni niciodată. O altă femeie nu există, un alt bărbat nu există. Nu doar că oh, am să mor pentru tine, nu, 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 am să trăiesc pentru tine. Și să am să trăiesc numai pentru tine. Ce ziceți? Cum s-ar simți Dumnezeu să-i spunem asta? Doamne, vreau să trăiesc numai pentru tine. Nu le impresionăm pe Dumnezeu să-i spunem, au, știi ce mult te iubesc, îți gata să mor pentru tine. Dumnezeu zice, mor for self, die to self. Mor față de tine însuți. Puneți euul pe cruce, răstignește-ți firea și trăiește numai pentru mine. Trăiește numai pentru mine. Um, încheiem și închei cu un, un poem pe care l-a scris un medic creștin, medic și poet, a fost membru în rugul aprins. Și rugul acesta a aprins, a fost o mișcare de trezire în România. Au fost arestați în 58, au făcut închisoare grea și cel mai bătrân dintre ei a fost acest medic de 74 de ani. Un om de mare sensibilitate și de mare valoare, Vasile Voiculescu după patru ani de închisoare, a venit un decret, însă el era deja distrus, era în ultima fază de cancer și la câteva luni după ce a ieșit din închisoare, în 63, la 78 de ani, a murit Vasile Voiculescu. Și are poemul acesta, îi zice Crucea Mireasă. Soția recită adesea poemul acesta, zice nepraznică spăimântătoare nuntă, cu îngeri plânși, haini legionari, tragica lai și băuturi mari, mire Hristos, mireasă crucea cruntă, și a infamilor tâlhari. Vin din Liban, cântau din ioară, mirese sacre, marele înțelept. Și a înălțată dintr-un cedu drept, în brațe prinse pe Iisus la piept, și o sândiți în mire și obtindu-și unul altuia de când te aștept. Ce vreau să spun cu poemul acesta? În căsătorie, în căsnicie, în familie, you really, really need to die to self. Ăsta e marele secret. Simplu, fantastic și totuși ne temem de el toate lucrurile încep să se așeze la locul lor și să meargă în direcția bună în momentul când iei crucea Domnului Isus și îți răstignești eulețul și îți răstignești poftele și pretențiile și mofturile și ambițiile și listele cu ce vrei tu și mergi și spui uh, nu e așa important că te iubesc, dezgata să mor pentru tine. Vreau să știi că te iubesc dezgata să trăiesc pentru tine. Pentru Domnul, bineînțeles, în primul rând, și apoi pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru casa ta. Ne ridicăm la rugăciune. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru bunătatea cu care așteptați, chiar când intrăm în prelungiri. Dar haideți să ne rugăm serios. Deci, Nevoia aceasta, nevoia de dragoste, așa cum am prezentat-o în această seară, sub aspectul trinitar al intimității, intimitate fizică, emoțională și spirituală, să ne dea Domnul Har, să ne dea Domnul înțelepciune și să ne dea Domnul putere, într-adevăr, să punem pe altar viața noastră, trup, suflet și duh, și să vrem să trăim pentru Domnul și să vrem să trăim numai pentru soția noastră și numai pentru soțul nostru și numai pentru casa noastră și toate astea sigur că da pentru gloria și slava lui Dumnezeu să ne rugăm în această direcție